Servirea dis de dimineața a unui bol cu cereale integrale fata de unul cu cereale rafinate poate constitui cea mai ușoară cale prin care îți poți prelungi viața? Un studiu recent arată că bărbații care servesc zilnic câte o porție de cereale integrale au cu 20% mai puține șanse să moară de afecțiuni la inima, comparativ cu aceia care servesc rareori cereale integrale, grau, tarate, etc. Cercetătorii spun că descoperirile ajută în stabilirea unei diferențe între cerealele integrale și alte tipuri de cereale servite la micul dejun pentru prevenirea bolilor precum afecțiuni la inimă, cancer și diabet. Cerealele pentru micul dejun reprezintă o sursă importantă de grane rafinate și integrale, necesare în dieta ta, până acum efectele asupra reducerii riscului de a muri nu sunt clare. Într-un studiu, publicat în luna februarie, în jurnalul american al Clinicii de Nutriție, cercetătorii au analizat informațiile colectate de la 86.190 de doctori, care au participat la studiul pentru sănătate al medicilor. La începutul studiului, în anul 1982, s-au numărat 19% bărbații care servesc o portie de cereale la micul dejun și numai 12% au spus că servesc mai mult de o portie de cereale integrale pe zi. Cu cât s-a avansat în studii, cercetătorii au descoperit cu cât cresc portiile de cereale integrale cu atât scade riscul de a muri de afecțiuni la inima sau din alte cauze. De exemplu, bărbații care de obicei servesc cel puțin o portie de cereale integrale pentru micul dejun, de-a lungul zilei, le scade riscul de a muri cu 27% comparativ cu aceia care rareori servesc cereale integrale. În adăugare, bărbații care servesc de obicei cereale integrale prezintă un risc de a muri de afecțiuni la inima cu 28% mai mic și riscul de muri de atac de inimă scade cu 23% la bărbații care servesc cel puțin o portie de cereale integrale pe zi. Aceste beneficii ale cerealelor integrale create pentru un mic dejun sănătos persistă și după ce cercetătorii au luat în calcul și alti factori de risc precum țigările, consumul exagerat de alcool, activitatea fizică redusă și nivelul ridicat al colesterolului în sânge. În contrast, studiul nu a găsit nicio asociere între doza de cereale sau consumul de cereale rafinate pentru micul dejun și riscul de a muri de afecțiuni la inima. Cu toate acestea, cercetătorii nu sunt siguri care sunt de fapt beneficiile aduse starii de sănătate prin consumul de cereale integrale, acestia afirmă că ar fi vorba de cativa factori. De exemplu, despre cerealele integrale se știe că acestea reduc nivelul de colesterol, presiunea sângelui și ajută în procesarea de către organism a insulinei și glucozei. Cerealele integrale conțin de asemenea micronutrienți benefici, antioxidanti, minerale și fibre.